Probele de admitere în școlile de agenți de poliție din România vor fi modificate radical. Dacă până acum candidații erau obligați să aibă cunoștințe temeinice de limba română și o limbă străină, din 2022 evaluarea candidaților la statutul de polițist va fi mult mai complexă și se va ține cont de mai multe aspecte atât privind bagajul de cunoștințe teoretice cât și în ceea ce privește pregătirea fizică. Rezultatele evaluării sunt notate de la 1 la 10, nota de promovare a fiecarei probe fiind minimum 5. La probele existente precum testarea la limba română și la limba străină vor fi adăugate probe noi. Examenul de admitere va cuprinde printre altele întrebări din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne și instituțiilor publice, exerciții privind deprinderea raționamentului logic, dar și de evaluarea capacității de analiză și sinteză. Probele sportive vor fi notate în funcție de timpii realizați de candidați la examenul de admitere. Nota la proba sportivă va conta la media finală. Până acum probele sportive nu erau notate, ci erau considerate criterii criteriu de eliminare din concurs, înainte de testarea scrisă la limba română și limba străină, considerată verificarea de bază la examenul de admitere. Ministerul de Interne nu a precizat exact de când vor fi introduse noile reguli privind admiterea în școlile de agenți de poliție, dar a anunțat că acesta nu se aplică în cazul examenelor de anul acesta.